făcută resuscitare aici, așa cum v-am spus, iar bărbatul se află în ambulanță și va fi dus de urgență la Spitalul Universitar din București pentru a primi îngrijiri. Nu înțeleg care e problema asta. Dacă era o rudă în ambulanță, făceai la fel? Făceai știre la fel? Hai, că maratonul vostru moare lumea pe aici și voi să nu fiți noi. Incredibil, doamnelor și domnilor, iată imaginile, scenele de acolo din fața Parlamentului. Tragedie și scandal la maratonul de la București. Un sportiv a intrat în stop cardiorespirator chiar la finalul cursei și a murit după ce medicii au făcut tot posibilul să îl salveze, să îl resusciteze. Ulterior, așa cum ați văzut și dumneavoastră în imagine, organizatorii au atacat echipa România TV pe spațiul public pentru că încerca să filmeze incidentul. Vă reamintesc că acel sportiv a fost resuscitat, medicii au făcut tot ce au putut, însă el a murit. Colega noastră Ioana David se află acolo și vine cu toate detaliile de ultimă oră. Am văzut și aceste scene, Ioana, am văzut organizatorii care au atacat. Ce s-a întâmplat acolo? Bine v-am găsit. Într-adevăr, prima dată voi începe cu incidentul extrem de grav care s-a întâmplat astăzi la Maratonul București și anume un bărbat și-a pierdut viața după ce a participat la această cursă. Ei bine, el a intrat în stop cardiorespirator chiar în momentul în care a ajuns la linia de finish. Au venit atunci ambulanțele de urgență, l-au resuscitat minute în șir acolo la fața locului, însă la un moment dat au decis să-l transporte la spital, însă din păcate, vedem că nu s-a mai putut face absolut nimic pentru a-l salva pe acesta. În același timp, noi, echipa România TV, am venit de urgență aici, la fața locului, pentru a vedea ce se întâmplă la acest eveniment internațional, chiar, la care au participat atât de multe persoane. Ei bine, în acel moment, țin să menționez foarte important că ne aflam după gardurile de protecție impuse de jandarmi, dar și de organizatori. Filmam de la distanță, așa cum facem de fiecare dată la orice incident de acest fel. Moment în care cei din echipa de organizare, mai mulți la număr, au început pur și simplu să ne hărțuiască verbal, adresându-ne mai multe injurii, atât mie cât și colegului meu, așa cum ați auzit și mai devreme, ei bine. Totuși, la un moment dat, au început să ne amenințe, spunându-ne că ne vor lua la bătaie, practic că ne vor da în cap dacă nu plecăm de acolo, de la fața locului, pentru că noi nu ar trebui să filmăm un astfel de incident.